Aș vrea să vă rog acum pe cei ce aveți scripturile cu dumneavoastră să le deschideți la pagina 1145. Voi citi câteva versete din epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, voi începe citirea cu versetul 1, vă invit să vă ridicați și în stint și în felul acesta cuvântului Dumnezeu. Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1, cuvântul ne spune așa Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți o odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Amin. Amin. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin Har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. De aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați în prejur de către aceia care se cheamă tăiați în prejur și care sunt tăiați în prejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Amin. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Frați și sororii, Tineri, iubiți copii, doresc în dimineața aceasta, după clipele sublime ce le-am avut până aici, să continuăm plin de bucurie, să slăvim pe Dumnezeu, Tatăl din cer, care este Făcătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cel ce ne-a fost loc de adăpost de neam în neam, amin. Vrem împreună să slăvim pe Domnul Isus Hristos, cel ce a înviat dintre cei morți și nu mai moare niciodată, care este mântuitorul nostru. Și vrem împreună să onorăm pe Duhul Sfânt, cel ce conduce lucrarea din această zi. Amin! Mă bucur să vă revăd după o perioadă de timp. Mă bucur să mă reîntâlnesc cu fratele Nicu Stoia, cu fratele Vasile Țânțaș și zic, Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Suntem astăzi, dragii mei, la o sărbătoare pe care noi o numim Cina cea de taină. Probabil când ați citit titlul acesta în scriptură, v-ați întrebat oare de ce este numit așa cina cea de taină? Când noi spunem cuvântul taină, acolo e mister, acolo e ceva necunoscut. Și totuși Domnul spunea ucenicilor în odaia de sus, sărbătoarea asta, ucenici, e trupul meu care se frânge, e sângele meu care se varsă, e jertfa de la cruce care urmează să fie pentru viața lumii. Și atunci ne întrebăm, de ce e cina de taină? dacă ne-a spus despre ce e vorba? Vreau să nu uitați, dragii mei, multe lucrări pe care le-a făcut Domnul Isus aici pe pământ, printre pământeni, le-a făcut în mod public, în văzul tuturor, lucrarea asta. E o lucrare ce o face doar cu familia, E o lucrare de taină, e o lucrare ce o face doar cu ucenicii lui. Nu e o lucrare ce o dezvăluie tuturor, a zis ucenici. Am o dorință. Am dorit mult să mănânc cu voi paștele acesta înainte de patima mea. Împliniți-mi și voi o dorință. Noi avem foarte multe dorințe ce le exprimăm înaintea Domnului. Am observat așa în biserici, la timpul de rugăciune, o mulțime de bilete ce vin în față. Dorințe pe care noi le exprimăm înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să vindece, să facă minuni. Și am auzit, el face minuni printre noi. Slăvit să fie numele lui în veci. Are și el o dorință N-ați vrea să-i împlinim dorința azi? Domnul să vă binecuvinteze pe cei care ați venit la masa Lui. Domnul să vă binecuvinteze pe cei care ați venit la sărbătoarea Lui. Despre cine acea de taină a spus Domnul, e sărbătoarea mea. E trupul meu care se frânge, ucenici e sângele meu care se varsă, e sărbătoarea mea. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și bezi din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Binecuvântată fie revenirea Lui. Astăzi am ales la masa Domnului să citesc aceste versete pe care Pavel călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le-a scris bisericii din Efes. Noi le citim după 2000 de ani pentru că sunt valabile pentru noi. Cuvintele acestea n-au fost scrise doar pentru cei din Efes, dragii mei. Sunt valabile pentru creștinii ce trăiesc în anul 2022. Amin. Voi erați morți voi altădată erați străini, voi altădată erați în păcat, dar acum? Acum sunteți altfel, ați fost aduși la viață împreună cu Isus Hristos. Uitați-vă, rămas versetul 13, dar acum Hristos Isus, că despre El vorbim, e sărbătoarea Lui, voi care odinioară erați depărtați, Ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Baza e jertfa lui. Uitați-vă, veți observa în versetele care le-am citit că se repetă de mai multe ori adverbul acesta de timp, o dinioară, altă dată, erați. Și apoi zice Pavel, dar acum sunteți, acum totul s-a schimbat. Domnul mi-a pus pe inimă în această zi să am aici un mesaj intitulat așa Oameni schimbați la sărbătoarea lui Isus Hristos. Amin. Astăzi la masa Domnului aici, dragii mei, trebuie să fie persoane schimbate prin credința în Isus Hristos. S-a amintit la timpul de rugăciune și cred că trebuie să ne oprim la acest subiect, că noi am fost aduși la viață împreună cu Isus Hristos. Amin. Altă dată eram într-un fel și acum suntem altfel. O dinioară eram morți în greșelile și în păcatele noastre, iar astăzi suntem vii pentru Dumnezeu. Amin. Amin. Oamenii schimbați. La sărbătoarea lui Isus. Și eu pun o întrebare în această zi. Ce ar trebui să se schimbe? Despre ce schimbări vorbește Pavel aici? Permiteți-mi, în minutele ce le avem la dispoziție, să vorbim despre trei schimbări ce trebuie să fie văzute în viața ta și în viața mea oameni schimbați la sărbătoarea lui Isus. Uitați-vă primul lucru care se schimbă. Se schimbă starea. Altă dată eram morți și acum suntem vii. Eu întreb, este așa? Amin. Cum putem proba? De unde pot să știu dacă mi s-a schimbat starea? Pavel zice, altă dată erați morți. Uitați-vă, haideți să reluăm versetele. Versetul 1 zice, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară. Păi versetul 3, între ei eram și noi, înseamnă că e valabil cuvântul pentru astăzi, nu? Între ei, adică între cei morți, între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și cei ceilalți, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit și eu zic ne-a arătat-o la cruce, măcar că eram morți, iarăși la trecut, în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Să zicem amin. amin. Versetul 6. El ne-a înviat. Auziți, ăsta e semnul. El ne-a înviat împreună. Nici nu se putea realiza învierea asta fără jertfa lui Hristos. Și ne-a pus să ședem, iarăși, împreună în locurile cerește în Hristos Iisus se schimbă starea. Alte dată morți și astăzi vii pentru Dumnezeu. Amin. Fiecare ar trebui să ne verificăm în dreptul nostru și în dreptul familiilor noastre. Vedeți, dumneavoastră, când vorbești despre un mort, nu există grad de comparație. Să zici, ăsta e mai puțin mort și ăsta e mort de-a de Nu, Chiar dacă e mort de 10 minute sau e mort de 10 ani, e mort. Și acum vedeți, dumneavoastră, un mort nu reacționează. Chiar dacă ți-a fost prieten, fă o probă. Te duci la privec, te apropii de sicriu unde se află cel decedat și dacă ți-a fost prieten, rostești lângă sicriu niște cuvinte de laudă. Se bucură? Nu, e mort, nu reacționează. Du-te lângă sicriu și adu-i cuvinte de critică. Să vezi, se supără. Un mort nu reacționează. De ce? E mort. Frați și surori, tot așa este și din punct de vedere spiritual, dar moartea spirituală este și mai gravă. Noi facem de multe ori evanghelizări, chemăm predicatori, formații muzicale să cânte, ne uităm la cei ce vin în sală și pleacă tot cum au venit. Nu reacționează. Cuvântul nu pătrunde în inimă. Știți de ce? E insensibil. Când un om primește în inima lui cuvântul, cuvântul aduce credință și credința în Hristosul cel înviat aduce viață. Slăvit să fie Domnul! Noi am înviat împreună cu el. Haideți să vă dau exemplu din de Scriptură despre un om mort care n a reacționat. Cuvântul salvator a venit spre el și el, mort în păcat, n-a reacționat. Oameni care ascultă zeci de predici, sute de cântări și rămân în aceeași stare, morți în păcat. Cuvântul nu pătrunde în inimă. Inima aceea e tare ca piatra. Uitați-vă ce spune Scriptura. Apostolul Pavel stă de vorbă cu un bărbat și nu era oricine omul acesta, fapte capitolul 24, versetul 24, ușor de reținut. După câteva zile a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Asta duce viața. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, Felix era la evangelizare. Dar era mort în păcat. Numai subiectul ăsta nu l-a așteptat Felix. Să-i vorbească cineva despre înfrânare și despre neprihănire, că el trăia în imoralitate. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, ne-a fi așteptat să zică, azi mă predau. Vreau și eu botezul, mă convertez și eu. Dar de unde? Mort în păcatele lui. Trăia o viață în desfrânare. Felix îngrozit a zis, de astă dată du-te când voi mai avea prilește, voi chema. Totodată el trăgea în nădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Dar a rămas mort în păcatele lui. N-a reacționat. Ați mai citit în Scriptură despre oameni care, deși au auzit cuvântul, au rămas morți în păcatele lor? Uitați-vă, dragii mei, haideți să vă dau un exemplu. Fapte, capitolul 17, tot Pavel predicând în Areopagul din Atena, a venit să-l prezinte grecilor pe Dumnezeul cel adevărat. Vă spun că nu era ușor să predice în Atena în vremea aia. Spunea un scriitor antic, în vremea aceea găseai mai ușor în Atena un, un om, un idol decât un om. Așa de mulți idole aveau ateniene la care se închinau. Și pentru că nu-i putea mulțumi pe toți, atâtea zeități aveau, au făcut un altar și au zis, mă, dacă cineva nu și-a găsit Dumnezeu, să se închine la ăsta, unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel a zis, atenieni, știți de ce am venit la voi? N-am venit să fac o vizită doar prin Atena, am venit să vi-l prezint pe Dumnezeul cel adevărat, care a făcut cerurile și pământul. În el avem viața, mișcarea și ființa, cum au zis unii din poeții voștri. Vă dau un de a vostru ca să mă credeți. Ce ne spui Pavel? Vreau să vă spun ceva. Nu trebuie să credem, măi atenieni, că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau a pietrei cioplite cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu este Duh. În El este mișcarea, viața și ființa. Slavă Lui în veci. Ce ne spui Pavel? Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască, ca i tot zi când va judeca lumea după dreptate prin Iisus care l-a înviat din morți. Mă înțelegeți, atenieni? Păi, te-ai așteptat la predica aia. Tot să fie sensibilizat și să învieze la o viață nouă. Puține o înviat. Cei mai mulți au zis asupra acestor lucruri, Pavel, ce spui tu? Altă dată. O rămas morți în păcatele lor și Pavel în Atena n-a mai venit. Un alt mesaj salvator n-au mai auzit atenienii. Totuși unii au crezut și au trecut de partea lui. Printre aceștia, zice Dionisia Areopagitul, foarte interesantă expresia. Auziți ce surprinde aici doctorul Luca, Așa ca un medic ce scrie o rețetă, cu toate amănuntele, zice, între aceștia, ăștia care au înviat. care ai primit cuvântul în inimă, cuvântul aduce credința și înviez la o viață nouă. Între aceștia erau Dionisia Ariopagitu, omul care reprezenta Ariopagul din pătura înaltă societății. Și printre cei care au crezut și o femeie, dintre cei mulți, și pe cei mari, și pe cei mici. Ei cheamă Domnul la mântuire și o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Ceilalți au rămas morți în păcatele lor. Ce ziceți? Are dreptul, Pavel, să vorbească despre schimbarea stării? Are dreptul. Și lui s-a schimbat starea într-o zi, nu? Ce dacă a studiat și a terminat masterul la picioare lui Gamaliel? Știți că era mort în religia lui? Ce dacă era fariseu după cea mai îngustă partida fariseilor? Era mort în religia lui! Cu toate că făcea parte din Sinedru și se pare că a promovat de vreme, a învățat pe toate perceptele evrești. Când murea diaconul Ștefan, el păzea hainele criminalilor. Dar Dumnezeu din cer se uita spre tinerul acesta. Și a zis într-o zi: Eu mi-îndrept privirea spre el și din moartea spirituală la aduc la viață. L-a dus? Nu știu. Dacă în această zi, aici la Smirna, este o persoană care își dă seama că încă se află în starea asta de moarte spirituală, aș vrea în această zi Hristos să-l aducă la viață. Evanghelia să-l aducă la viață. Poate? Cel ce schimbă starea este Hristosul cel înviat din morți. Saul se credea stăpân pe situație. Credea că face un favor mai marilor lui. În geantă avea scrisorile de împuternicire și cătușele. Dar era mort în religia lui. Și a pornit la drum. Probabil dacă îl întreba cineva pe rabinul acesta e evreu, unde mergi, Saul? Ce ar fi răspuns? Mi-am luat pașaportul și plec peste graniță puțin. Unde mergi? Mă duc până la Damas. Vreau să-i arestez pe cei care sunt pe calea lui Hristos, să-i aduc în cătușasul la Ierusalim și să încep cu ei persecuția. Era mort în păcat, dar pe când mergea împreună cu tovară și lui de călătorie s-a întâmplat ceva în ziua aceea. Hristosul cel înviat l-a dus la viață. Hristosul cel înviat i-a tăiat calea. Pe ăsta nu putea evangeliza nimeni, ăsta n-a ascultat pe nimeni. Ca să fie adus la viață, pentru el a coborât Hristosul cel înviat în fața lui. O căzut cu fața la pământ, în țărina, în praful drumului. Și-a auzit un glas un glas ce l-a confruntat, pe care nu l-a mai auzit în viața lui. Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Pentru ce mă prigonești? Și el din praful drumului, încă era mort, să știți, în păcat. Era mort în păcat. Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Știți ce întreabă ce omul a ajuns în Sinedriu? dar care era mort. Poți avea religie, ascultă-mă bine, și ești mort. Poți avea o confesiune religioasă și să fii mort. Că dacă n-ai relație cu Hristos în viață, ești mort. Auziți ce zice omul din Sinedriu? Pune o întrebare. Știți ce întrebare pune omul ăsta din praful drumului? Auziți următorul verset. Cine ești tu, Doamne? O întrebare care nu pun nici copii. După ce ai învățat perceptele vrești pe din afară, că nu intrai în sinedru, să pui o întrebare, cine ești, Doamne? Dacă nu știi cine e Dumnezeu? Nu-L cunoștea pe Iisus Hristos, cel înviat. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ascultă-mă, omule, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tu știi ce ai făcut până azi? Tot ce ai făcut, ai făcut împotriva ta. Când tu prigonești biserica lui Hristos, mă prigonești pe mine? Știi ce s-a întâmplat în ziua aceea? Din moartea păcatului, Saul a înviat și a rămas viu până la ultima suflare, când a terminat călătoria pe Pământ. Din ziua aceea a început să slujească pe Isus Hristos cel înviat și a vrut să-l cunoască tot mai bine, până în clipa morții. A trăit pentru El și a murit pentru El. Slăvit să fie Domnul. Și ce zic în această zi? Dacă suntem aici la masa Domnului și am înviat împreună cu el să trăim pentru el și să murim pentru el. Să ne ajute Domnul. Amin. Oameni, schimbați la masa lui Isus Hristos. Ce se schimbă la masa lui? Se schimbă starea. Altă dată erați morți, altă dată fără Dumnezeu, altă dată în întuneric, altă dată străini. Astăzi vii pentru Dumnezeu, se schimbă starea. Și vrem la masa Domnului să spunem, Doamne, îți mulțumim că ne-ai înviat și pe noi. Îți mulțumim că în această zi cuvântul Tău ne atinge inimile și ne putem bucura în harul Tău. Asta e dovada învierii. Păi uitați-vă, dragii mei, în al doilea rând, se schimbă influența. Uitați-vă ce se întâmplă cu oamenii fără Dumnezeu, am citit că între ei eram și noi toți odinioare. Că în lumea asta, fără Dumnezeu, e un mare cimitir. Între ei eram toți odinioare. De ce? Că aveam o influență greșită. Când te-ai întâlnit cu Hristosul cel înviat, se schimbă nu numai starea, că din starea de mort. Tu ai trecut la starea de viu pentru Dumnezeu, se schimbă influența. Auzi ce zice Pavel? Între ei eram și noi, toți, o dinioară, când trăiam, dar uitați-vă ce influență aveam, când trăiam în poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești, când gândurile noastre nu erau conduse de el, eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți, Cine ne influența? Uitați-vă cine ne influența. Scriptura ne spune cine ne influența. Versetul 2. Uitați-vă cine ne influența. Domnul puterii văzduhului. Cine e ăsta? Cine e ăsta? Diavolul. Știți că în momentul în care noi am înviat se schimbă influența? În care trăiați o dinioară, uitați-vă cine influența viața. După mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului, rețineți cu dămic, care lucrează acum în fii neascultării. Vă întrebați de ce nu se pocăiesc oamenii în Timișoara? De ce nu se pocăiesc oamenii în Suceava, în România? Sunt influențați de Domnul Puterii Văzduhului. Sunt influențați de Domnul Puterii Văzduhului. Nu se conduc singuri, e cineva care îi conduce. Unii zic, auzi, eu nu m-am pocăit, dar și nu sunt nici cu biserica, dar nu sunt nici cu lumea. Nu se poate. Că nu ești cu biserica și nu ești cu Hristos, automat ești cu lumea. Automat te influențează Domnul Puterii Văzduhului. Știți de ce trăim noi într-o lume unde sunt necazuri, războaie, suferință și moarte? Știți de ce? Că primii oameni din Eden au ascultat de Domnul puterii văzduhului. Ce bine era dacă ascultau doar de glasul ce l-auzeau în grădină în zorii dimineții. Ce bine era! Nu erau războaie, tragedii, anunțuri funebre și cimitire. A vrut Domnul o lume perfectă. N-a vrut Dumnezeu să plângă părinții lângă copiii în cimitir, N-a vrut Dumnezeu cangere, n-a vrut Dumnezeu explozii și nenorociri mondiale. Nu, dragii mei, uitați-vă, Dumnezeu le-a vorbit în grădină, Genesa, au ce s-a întâmplat în zorile creației, Genesa, capitolul 2, versetul 15 și 16, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar am și eu o dorință. Lasă-te condus de vocea mea, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci. Căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Omule, eu nu vreau să știu, să ști ce e răul. Dacă tu vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, până azi tu știi ce e binele. Dacă îți permiți să mănânci de acolo, vei ști ce e răul. Și a venit Domnul puterii văzduhului. Uitați-vă ce scrie în capitolul 3. Genesa, capitolul 3, versetul 1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii. Dacă aș întreba astăzi, oare în momentul ăsta unde era bărbatul? Era lângă femeie sau nu? El a zis femeii. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Aici e influența Domnului Puterii Văzduhului. Să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul e, tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el. O mai adăugat ea ceva. Ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femei, hotărât Că nu veți muri. Mai bine ascultați de mine. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Și acum uitați-vă, femeia ascultă de Domnul Puterii Văzduhului și sunt urmările ce le avem, că păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor. Ne-a influențat pe toți. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, Că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea, a luat din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatul ei care era lângă ea. Uitați-vă unde era. Era lângă ea. Și bărbatul a mâncat și el. Curios. Scriptura nu zice păcatul Evei zice păcatul lui Adam. Trebuiai să păzești grădina, dar ai ascultat de Domnul puterii văzduhului. Dragii mei, hai să vă spun... Diavolul are un aliat foarte bun în firea pământească. În noi există porniri care pleacă din firea pământească, sunt dorințe pe care dacă le dăm curs, ele intră în conflict cu Dumnezeu. În om este inoculat păcatul și în dorințele noastre sunt dorințe care dacă, dacă le dai curs, te bagă în conflict cu Dumnezeu. Hai să vă mai dau un exemplu de Scriptură, nu doar aici, în Genesa. Iov a fost un om neprihănit, un om al lui Dumnezeu. Un om care a rămas credincios nu numai în zile cu soare, a rămas credincios lui Dumnezeu și în zile cu nori, după ce pierde tot. Nu i-a fost ușor, chiar nu i-a fost ușor. Dimineața să fii foarte bogat și seara să fii foarte sărac. A fost ușor? Foarte greu, foarte greu, extrem de greu. Pe lângă toate, să stai în fața a 10 sicrie. Și tu, coboală incurabilă, din crește până în tâlpi, să te respingă toți. Și nevasta. Și a venit domnul Pusterii Văzduhului. Eu n a păcătuit cu buzele lui. În fața a 10 sicrie, ce trebuia să le duc în cimitir, în țara Uți. După ce pierde tot omul acesta face o declarație și o străbătut viacurile și o ajuns până la Timișoara și în România. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Cu el nu pot încerca prin soție. Domnul puterii văzduhului o veni la soție și o zi, știi ce? Determină să blasteme pe Dumnezeu. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori! Și eu v-a rămas credincios lui Dumnezeu. Sunt influențe care vin din partea Domnului Puterii Văzduhului. Ascultați-mă, dragii mei, suntem astăzi la masa Domnului. Haideți să ne rugăm și să spunem, Doamne, ajută-ne să ascultăm numai de vocea Ta. Când cel rău ne va influența, să putem spune, nu prea multe, nu să negociem cu el. Hai să învățăm de la Domnul. Cum a vorbit Domnul cu el? Să vorbim și noi. Domnul să te mustre și înapoi a mea satanul. Să ne împotrivim lui tare în credință. Și eu zic, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Oameni schimbați la masa lui Hristos. Ce se schimbă, dragii mei? Se schimbă starea. Altădată eram morți. Acum am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Și spunem, lăudați să fie Domnul. Se schimbă influența. Altădată influențați de Domnul Puterii Văzduhului. Astăzi influențați de Duhul lui Dumnezeu, nu? Că am primit un duc de robie ca să mai avem frică, ci am primit un duc de înfiere care ne face azi, aici, să strigăm Ava adică Tată. Duhul nostru adeverește împreună cu Duhul lui Dumnezeu că suntem copiii Lui. Să ne influențeze Duhul Sfânt viața. Amin. Se mai schimbă ceva. Al treilea lucru care se schimbă, uitați-vă dragii mei, se schimbă statutul. Altă dată, auziți ce spune apostolul. Haideți să reluăm versetul acesta, Efeseni, capitolul 2. Altă dată, versetul 11. Altă dată, voi care altă dată erați neamuri din naștere. Nu mi ne tăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați prejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului? Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați, auziți, fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței lui, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. N-aveți niciun drept. Dar prin credința în jertfa lui Hristos, acum în Hristos Iisus, voi care odinioare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Se schimbă statutul. Dacă altădată eram străini, acum suntem copiii lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Eu vă întreb în această zi la masa lui, vă bucurați că va schimba statutul? Păi dacă altă dată eram străini de legămintele făgăduinței lui, dacă altă dată eram între copiii mâniei ca și ceilalți, astăzi ne-a luat de acolo, dintre cei morți, ne-a dus în casa lui, în biserica lui și la masa lui ne-a dat toate drepturile. Slăvit să fie Domnul! Ioan capitolul 1, Versetul 11 și versetul 12. S-a schimbat statutul, frate și Oameni schimbați, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Oameni schimbați la masa lui Hristos. Domnul ne-a schimbat statutul. A venit la săi și ai nu l-au primit. Dar uitați-vă, dar tuturor celor ce l-au primit, nu mai zice de ai săi, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Să ne facă parte de toate beneficiile împărăției lui Dumnezeu, cum scrie în Romani 14 cu 7, împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, și este pace, este neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Vă bucurați de dreptul acesta? Ne-l-a dat Hristos prin moarte și înviere. Glorie lui în veci. N-aveam niciun drept. Ne-a schimbat statutul, străin cum eram, depărtați. Ne-a dus aproape și a zis, de astăzi ai un drept, tu ești copilul meu și beneficiezi de tot ce are împărăția mea. Uitați-vă, fiul risipidor despre care predicăm așa de mult, a venit acasă într-o zi. Spuneam la o evanghelizare la porci, băiatul ăsta a învățat un singur lucru bun. La porci nu poți învăța nimic bun, ăsta la porci a învățat un singur lucru bun, o poezie, care n-a uitat-o. Era în pragul falimentului, era aproape de moarte. Dar într-o zi și-a venit în fire, pentru că un tată l-a aștepta. Și-a zis să înveți bine poezia asta, să nu uit. Când ajung la tata, am să-i spun, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu-ți vrei dic să mă primești ca fiu, primește-mă argat. Dai bun statutul ăsta de argat? Ce vrei tu? Argat. E bine argat. Primește-mă argat. Ți-am risipit averea. N-am niciun drept, tată. Am pierdut tot. Nu mai am drept, tată. La porci, în mizerie, în cloacă, am pierdut tot. Primește-mă argat. Când tu vii să-ți vezi argații, tată, mă vezi și pe mine. Îți mulțumit așa. Și în timp ce venea spre casă, imaginați-vă, aveți în minte parabola, pilda din Luca 15. Probabil pe drumul și repetat discursul pocăinței. Așa să-i spun. Tata l-a văzut de departe. Nu știu să vă spun dacă o termina poezia. Poate n-a terminat-o. Nu știu să vă spun dacă o terminat discursul pocăinței. Poate nu l a terminat. Că tata l-a văzut de departe, o a alergat, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și cred că i-a zis, bine ai venit acasă. Indiferent ce ai făcut, eu încă îmi păstrez dragostea pentru tine. Mă primește tată, da, dezbrăcați-l de haina asta. Miroasa porci. Prea mult a stat la porci. Îmbrăcați-l în haina cea mai bună. Puneți inel în deget. Că n-a avut. El n-a avut inel. Dați-i încălțămintea asta jos. Că miroase greu. Dați-i încălțămintea nouă. Și mai faceți ceva. Tăiați vițelul îngrășat, că de atâta vreme îl aștept. Un vițel nu îl îngrașe, nu îl face într-o săptămână. Îl aștepta de multă vreme, tata. Și acum ne așezăm la masă și zice Scriptura, au început să se înveselească, punct. Că cei care vin și se așează la masă cu cel ce Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților începe bucuria și nu termină aici, continuă bucuria în Împărăția Lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui în veci, ai drept, stai la masă cu noi. Și tata n-a zis răzvrătitul ăsta care mi-a împrăștiat averea, o zis acest fiu al meu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Și au început să se înveselească, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. S-ar putea noi uneori să zicem, pe omul ăsta nu mai schimbă nimeni. Cel ce schimbă vieți E Domnul, El ne schimbă starea, El schimbă influența, El este Cel ce schimbă și statutul. Glorie Lui! Glorie Lui! Cine o da vreo șansă lui Zacheu? Cine o da vreo șansă lui Zacheu când o trecut Domnul prin Erihon? Că ăsta nici măcar nu a ieșit de acasă să se pocăiască. Nu de asta o plecă de acasă. O vrut să-L vadă pe Isus, să aibă informații, să zică la alții că l-au văzut. Cum arată El și cum arată ucenicii. Numai că Domnul s-a oprit în dreptul Dudului și a zis, Zachie, dă-te jos de grabă, că astăzi eu trebuie să rămân în casa ta. Mă primești? Da. Vreau să-ți fac o vizită. Toți din cetate au cârtit și au zis la unison, o mers Iisus să găzduiască la un om păcătos. Cea mai rea gazdă din Erihon. Știți ce a zis Domnul? Eu am ales să-i schimb statutul. Că să s-o din toată inima. A stat înaintea Domnului și a zis, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva și n-am puțin, am mulți, le dau înapoi împătrit. Cu ce rămâi tu? Rămân cu Hristos și cu mântuirea. Știi ce a zis Domnul? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta că și el este un fiu al lui Avram. I-a schimbat statutul. Că cel ce poate schimba statutul este Isus Hristos. A lui să fie slava și cinstea în vecii vecilor să ne încredem în acest Dumnezeu mare care este cu noi în zile cu soare și în zile cu nori, ne va asista și în clipa morții și va fi cu noi și după ce plecăm din această viață. Credeți? Amen. Merită să rămânem credincioșii lui până la final și să-i mulțumim că ne-a schimbat viața, că ne-a schimbat starea, că ne-a schimbat influența, că ne-a schimbat statutul și eu zic indiferent ce vine. Și dacă vântul, crivețul de la miază noapte, se pare că se întețește tot mai mult, indiferent ce vine. Și devine un război mondial. Cum spunea fratele Vasile Țânț, așa aici, nu trebuie să ne temem de nimic, că cei ce sunt al lui Isus Hristos rămân al lui pentru eternitate. Și dacă Biserica Pentecostală a avut progres și am sărbătorit 100 de ani de la deschiderea primei Biserici Pentecostale, înaintașii noștri au biruit prin credința în Iisus Hristos cel înviat din morți. Spuneam fraților la centenar în Suceava, biserica de unde eu vin, biserica din Calafindești, a fost clădită în suferință, în necaz, în anul 1959, înainte de colectivizare, șapte frați, văd aici pe sora Angeliuc, mama lui Gelu, ea vine de acolo, de la noi și știe ce spun acum șapte frați împreună cu păstorul bisericii Tinuc Gheorghe au fost arestați în seara de 24 spre 25 februarie noaptea la ora 2 încătușați condamnați între 12 și 25 de ani de pușcărie dintre cei șapte mai este în viață unchiul meu, care are 93 de ani, frate de al tatălui meu. Săptămâna trecută am vorbit cu el și am luat un interviu, încă mai este coerent. Uită ce a fost ieri, dar reține ce a fost în seara aceea. Când li s-a dat condamnarea, tatăl meu, care era în sala de judecată, îmi spunea, judecătorul a zis, dacă din inculpați are cineva să spună ceva. Și din box acuzațiilor s-a ridicat păstorul Gheorghe Tiniuc. Și a zis, onorată instanță, stimați tovarăși, atunci, Vreau să spun doar atât, după pe diapsa asta grea ce am primit-o, atât vreau să vă spun. Toate stăpânirile au avut un Dumnezeu de lemn, de piatră, de postav, dar stăpânirea din vremea de acum, adică voi comuniștii, n-aveți niciun Dumnezeu. Și s-a așezat acolo în boxa cu staților. spunea tatăl meu, am crezut că în ziua aceea îl vor executa. Au trecut mulți ani de detenție, n-au făcut atâția ani, a venit în 65 o grațiere și frații au venit acasă, dar au rezistat prin credința în Hristosul cel înviat. Unul dintre ei, care a fost cel mai în vârstă, fratele Dumitru de care a fost băgat în temnița aceea, din lăundru, să o numesc așa, fără geamuri, coborât în pământ 13 trepte, era epuizat, mai în vârstă decât ei și bolnav. Și a făcut o rugăciune. Întăresc ce spunea Vasoratele Vasile în această zi. Domnul ascultă rugăciunea în vremuri grele. Și omul a zis, aflat în necaz și durere, fratele Dumitru, Doamne Dumnezeule, de aici, din pământ, din celula asta, fără geamuri, unde ei m-au aruncat în izolare și în fometare. Îmi ridic glasul spre tine și te rog, nu să mă scap de ani ăștia care i-am primit. Scoate-mă din tendința asta, că aici nu mai rezist. Și următoarea zi a venit tot o vară și de la București și a zis, ce caută omul ăsta aici? Scoate-ți-l! Și în timp ce gardianul conducea spre o altă celulă, ironic l-a întrebat, mai crezi în Dumnezeul tău? Și fratele Dumitru de Aconescu zis, și țărâna de pe mormântul meu va crede că Dumnezeu e viu și există, că mi-a ascultat rugăciunea noapte, a lui să fie slava și cinstea în veci de veci. Tuturor celor ce ați venit la masa lui, la sărbătoarea lui, vă doresc un drum bun spre împărăția lui veșnică, să putem sărbători și în cer împreună cu el, la un nivel mult mai înalt, a lui să fie slava astăzi și mâine și în vecii vor. Amin. Măriți să fie Domnul! Haideți să ne picioare, vrem să intrăm cu el la masă. Nu e prea mult dacă cântăm o cântare, Domnul să ne ajute, într-un timp de cercetare, în timpul cântării, am vrea ca fiecare să-și vadă starea. Dumnezeu ne-a vorbit de o schimbare. Știți că și Domnul vrea să schimbe și asta. De multe ori spun un mare adevăr. Biserica trebuie să fie un loc al schimbării. Dacă vii povorat, El poate să te schimbe. Dacă vii apăsat, El poate să se schimbe. Dacă fii